Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi pregăti papanaș fierți. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame brânză de vaci, 2 ouă, 50 de grame zahăr, 100 de grame griz, 200 grame smântână, 100 grame gem de afine, 150 grame pesmet, 16 grame zahăr vanilat și un praf de sare. Într-un vas mai mare punem brânza de vaci, cele 2 ouă, zahărul, adăugăm și grișul, zahărul vanilat și un praf de sare. Toate vin bine amestecate. După ce le-am amestecat bine, modelăm papanașii. Papanașii sunt gata modelați. Într-un vas cu apă clocotită, punem papanașii la fiert și lăsăm 10-12 minute. Într-o tigaie încinsă punem pesmetul la prăjit. Papanașii s-au fiert. Îi dăm prin pesmet. Îi așezăm pe o farfurie împreună cu smântână și gemul de afine. Papanașii noștri fierți sunt gata. Vă urez poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe rețete gustoase, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Idei de mâncare de la Mădălina.